vești bune pentru 93.000 de fermieri români. La începutul săptămânii viitoare le vor intra în conturi bani europeni. E vorba de un bonus al subvențiilor APIA pentru fermierii care au subvenții mai mari de 2.000 de euro. Bonusul e în cuantum de 23 de euro pentru fiecare hectar de teren. În total, APIA va vira în conturile fermierilor aproximativ 16 milioane de euro. Cele 16 milioane sunt aprobate de Comisia Europeană, deci nu sunt bani pierduți, iar fermierii îi vor avea în conturi începând de săptămâna aceasta. Mai precis, am informațiile tehnice, cum că la mijlocul săptămânii încep să pornească bani, evident că în săptămâna viitoare fermierii vor avea acești bani în conturi, care înseamnă un număr de 93.000 de fermieri și ca sumă pe fiecare hectar undeva în jur de 23 de euro. Sunt banii fermierilor, merită să fie la ei. Acest bonus pentru subvențiile APIA provine din banii necheltuiți în 2017 în agricultură de către statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, după efectuarea calculelor la Comisia Europeană, României i-a revenit suma de 16.452.203 euro, bani ce trebuie să ajungă la fermierii români care beneficiază de subvenții mai mari de 2.000 de euro.